Sper v-am găsit. Am venit aici pe un val de mare. Un val de mare care te aduce de peste mări, de peste țări, acolo unde simți că este iubirea. Am călătorit în lung și în lat, întotdeauna cu gândul de a mă întoarce acasă, în România, pentru că aici am simțit că este iubirea, iubirea mea fiind publicul meu, dumneavoastră, iubirea mea. Iubirea mea fiind toți cei care au contribuit la formarea mea ca om, familia mea, profesorii mei, colegii mei și toți cei care se bucură de fiecare dată când ne întâlnim. Dar dincolo de toate acestea, în România, în țara mea, există bogăție. Bogăția umană, dar și bogăția pământului în care m-am născut. Nu degeaba se spune că aici este un colț de rai sau că este grădina Maicii Domnului. Este adevărat și noi trebuie să iubim acest pământ, să îl respectăm și să avem grijă. Pentru că pământul de aici, din România, este acea ființă generoasă care ne oferă absolut tot ce dorim. Și atunci, la rândul nostru, să-i oferim iubirea noastră, respectul nostru și să-l ocrotim. Și pentru că viața, cu bunele și cu relele ei, trebuie să meargă tot timpul mai departe în iubire, spectacolul vieții merge și el mai departe. The show must go on! Spații goale!